Aici stau. Alo? Uite, ia. Vi și discutăm că sunt în nou. Aici, bălțivieri, noi. Da, da. Consilierii noi aici, trebuie să știm ce avem de făcut. Ia să vedem. Votați sau nu votați? Care e? Da. De acest scaunul de primar, ai că am făcut poze. Aici n-ai fost, ai toate drepturile. Vă place aici unde lucrează părinții voștri? Da! Dar voi de ce nu veniți mai des aici? Nu vă lasă? Ia spuneți-vă. E să mai întinerim atunci, ușor, așa, ușor, ușor, să mai... Locurile noi care le avem, să aducem persoane tinere, ca să mai întinerim. Gata? Voi ați fost cu mintea noastră? Da! Bă, dar parcă n-ați mâncat. Ce s-a întâmplat? N-ați mâncat? Ai mâncat? Că nu s-aude, s-aude așa de ușor. Eu să trec pe la fiecare, să spuneți fiecare cum vă numiți și ce vârstă aveți. Da? Așa că sunt cu degetățele. Ies ani? Ies la degetățele? Putem începe de aici, că voi sunteți mai mari. Mami, ce a zis? E rău, domnul primar și... Spune, ai ce vrea? Maria și te cheamă ce am de ceas. Crești mare, Ana Maria. Atunci, crești mare. Ia să dăm drumul atunci ca să ne auzim mai bine. Adică dăm drumul la microfoane. Uite așa, dă microfonul mai aproape așa și apeși aici. Nu merg. Yes. Mă cheamă Sandei Teodor Stean,
Și am 6 ani. Să crești mare. Mă numesc Bucaratul Gabriel și am 12 ani. Și știam că... Elisabet. Și să crești mare. Ai început școala? Da. Și e bine? Hai, cum să spun. Pe mine mă cheamă Andreea Cătălina Spetcu și am 7 ani jumate. Să crești mare. Tot la școală? Tot da. La santei? Da. Și? Avem vacanță, gata. Îmi place școala. În general, așa. Particular e mai greu. Particular e mai greu. Să crești mare. Băi, dar am bun a fost acum 8 ani. Am rodnic, văd. Pe mine mă cheamă Dragoș și am 8 ani clasa a doua. Să crești mare, dar te-am văzut și când erau aici colindătorii. Mă cheamă Cuma, Robert, și am 6 ani. Să crești mare. Să crești mare. Cum te cheamă? Radu, da. Și câți ani ai, Radu? Bă, trebuie să învățați că vine moșul și o să vă întrebe moșul și atunci e pe alea mari. Dacă vă întreabă moșul ce vârstă aveți și cum vă cheamă și voi nu știți, nu știe să vă găsească cadou acolo de la moș. E bine. Știu. Ești deja primar. Ești deja primar. Am avut poze. Crezi că și-a dorit primar să fie. Ok. Ți-a râs căunul, să știi măcar pentru ce lupți în viață. Eu vă mulțumesc, copii, că ați venit. Nu o să vă pun să ziceți vreo poezie, e treaba moșului asta. Eu vă mulțumesc, să știți că vă aștept cu mare plăcere ori de câte ori vreți să veniți în primărie, să vă obișnuiți cu atmosfera de aici, să vedeți cum lucrează părinții și dacă peste 10 ani, peste 15 ani veți dori să ajungeți la primărie, să știți. E frumos, nu e frumos, cum e în primărie, cum vi se pare primărie? Frumos! Frumos? Să nu ai bine școală aici, și știi mă trebuie. Am o întrebare. Eu știu că primăria e castelul orașului. Era rege înainte, dar nu mai. Era împărat, dar nu mai. Asta nu mai ține suspansul. Strigăm cu toții să vină moșul? Și cum îl chemăm? Nu, cum îl strigăm? Moșule, hai cu toți la tare, așa să auzim. Ia zi, moșule! Moșule! N-aude moșul, că zic că e tare de ureche, așa. Hai tare, ia zi, tare așa ca să vină. Moșule! Moșule! Încă o dată și încă o dată. Arată tot! Moșule! Colindăm, domn, domn, să ne-nțăm, când boierii nu s-acasă.
ținem ritmul pe copii, mă! Sănătoasă și să ne revedem la am. E, care mai vine la moș? Opa, ia uite, al venit. Salut, salut. Vrei la moș ai? Da? Da. Ia să-i spui tu la moșul, om te chea. Radu. Radu, ce mă, Radu cel frumos a fost domnul țar asta, da? Și-a mai fost și altul, Radu de la afumat, dar n-are importanță. Cât ani și-o?
Așa, 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 nu? Bravo. Ia spune, cred că ai vreo 7 ani și-o. Nu? Dar câți? Întreabă, mama! Acum câți ani mai ai făcut? 3. Gata, deci avem în total 3 anișori. Atâta. Bravo. Și zici ceva moșului? Ia, ce spui, cânt ceva, dansezi o poezie? Vrei să vină mama să spune ea în locul tău? Da. Mama! Mama, vino și spune o poezie! Eh? Nu mai e mama, ai rămas orfan. Nu vrei să spui? Auzi, dar mama vrea să o poezie. Păi eu cred că nu știe dacă ea nu știe ce se vede. Hai că ne primăm cu așa unul. Deci nu zici poezia? Ai uitat. Că nu cred. Nu mai vrei să stai la moșu? Fii atent, la anul s-o trimis pe mama ta la mine să spună poezia de anul. Ia, uite aici, să crești mare, sănătos și fii atent, ești dator la anul să vii să-mi spui o poezie sau să-mi pui ceva. Ha, să fii sănătos. Ei, ia, uite. Ești fată sau băiat? Băiat. Băiat, bro. Hai. Ia, spune-mi, cum te cheamă? Casimir, ia, să ai puțină picioare, eu știu, uite acolo, uite acolo, la nenea frumos și spune poezia frumos. Începe cu Otilia Casimir, când uiți versurile, o iei din nou cu autor. Prin ameții în fapt de seară a plecat către oraș, moș bătrâncul necuraș în hamala să nioară. Drumurile stroienite, noaptea vine gerul crește, cu urechile ciulite iepurașul se grăbește. Uite o casă, acolo în vale, cu ferestre luminate, moșul s-a oprit din cale cu toiac în poartă bate. Bună seara, bună seara, ia că vin cu sanioara și cu darul proaspete, bucuroși de oaspete. Bucuroș, bucuroș, strigă glasuri de copii. Moșule, de unde vii? Aca vine moștrămoș încărcat cu jucării. Bravo! Bravo! Ia să-l dea moșul! Ia, nu, să crești mare. La anul când ne întâlnim să-mi spui că ai 9 ani, da? Da. Să nu spui că ai fotot. Spune moșului, la anul vreau Maserati. N-are moșul decât Ferrari. Da, o să vină moșul cu Ferrari. E, copii, păi vă aștept să poate cor. Ce vă teme să moșu? Ai voi, Nicole, vină cu acest să scoate. Salut! Ha, ia, uite, spre nea uite, cu camera de filmat. Ia să spui tu, moșu, cum te cheamă? Cum? Coma Robert Andrei. Robert, dragă, și câți anișori ai tu? Nu, uite acolo. 6 ani jumate. 6 ani jumate? Ești în clasa aceea pregătitoare? Oh, bravo, bravo. Și vrei să... Deja ai învățat poezii la școală? Ați învățat să cântați? Și tu ce vrei pentru toată lumea, pentru tot auditorul, așa? Ce vrei să faci? Să zici o poezie, să cânti ceva? Zici o poezie? Păi da, dar uite, nu, mi-o zici mie, mi-o aud, dar uite, cu privirea, uite acolo, da? Da. Astă noapte suna bună, mi-a pus o crenguță în mână, o crenguță fermecată, veți vedea îndată. Trei dorințe îndeplinește și apăraja se sfârșește. Cine vrut să se iubească, o dorință să rostească. Dacă ramura dorea, sarate furge cu cal. Am popor să ne așteamnă pentru jocul dragi de iarnă. Bravo! Nu te pupe, moșul! Uite, asta e pentru tine. Atât anul ăsta și la anul o să fie mai mult. Ha, să crești mare și să fii sănătos. Hai!
o prințesă, un voinicel. Hai, cine vine la moșul ca să... Audați-vă, ce de țaluri am trecut. Hai, și de aici începe, moșule. Sigur, avem un voinicel. Fată sau băiat? Băiat! Bravo! Cum te numești, voinicule? Radu Gabriel. Și câte ai? 12. Deja clasa a șasea, păi. Ești mare. Hei, ia să vă, mai știi vreo poezie? Mai știi? Zine-ne și nouă așa vreo două, trei versuri. Nu mai multe, n-are rost să pierdem vremea. Da, uite-te, uiți la nenea cu aparat cu camera de filmare, da? Moșul vine de departe și ne aduce nouă multe să ne bucurăm de toate împreună, ca la carte. Și la anul care vine să ne fie mult mai bine, tot voioși și bucuroși. Și de aici mustră moșul. Bravo! Bravo! Treaba că e bine. Ce nu facem pentru un cadru? Da, uite. Ia! Ia ieșite sacoșa și îți urez un sfârșit de an bun, bunător, multă sănătate și să ne revedem la anul. Sănătoși și voi aici. La revedere! Eee, cine? Ușor că mă răstori. Salut! Așa, dar de ce ești așa de tine? Moșul a venit cu plăcere aici la voi, se poate. M-a venit să vă streseze. Ok, Cristian. Cristian, bravo, Cristian. Și câți ani ești? 6 ani. 6 ani, ești în clasa pregătitoare? Încă în clasa întâi deja, bravo. Și ne spui și nouă ceva? O poezie. O poezie, da. S-o zici tare, sau de toată lumea, da? Prin orașe și prin sate, mai ales copiii spun că din țări îndepărtate vine iar Moș Crăciun. Gata? Oh, bravo! Ia, uite-te la moșul, să crești mare, să crești, să fii voinic, să ne revedem la anul. La revedere! Hei, pe cine mai așteaptă moșul? Cine mai așteaptă moșul? Ia, vino. Ia să-mi spui cum te cheamă, te rog. Bianca. Și să te mai întreb, cred că ai vreo 5 anișori. 13, mulți înainte durează moșul. Și acum să vezi ce te fac eu de râs, că nu știu nicio poezie. Este? Ai, așa se înseamnă. Ia, răstoarnă tu lucrul. Ia, să zici cu câteva versuri. Moș Crăciun cu plete de arde, a venit de plină mers și ne-a adus dar la fetițe și băieți. Bravo! Asta este! Ia, uite-i de la moșul. Ah, Lanu, să-mi zici că ai 14 ani, te rog frumos, să nu mă miți. Îți urez un sfârșit de an bun și multă sănătate. Ia, uite ce prințesă drăguță. Ia, minor, uite, ne uităm acolo la nenea, ca să că ne filmează. Ia, unde-i la mă pe tine? Maria, și câți anișori ai tu? 4 anișori, da? Și vrei să-i cânti ceva moșului? Vrei să spui o poezie? La minune, vine moșul cel bătân să ne aducă gândul bun. Asta a fost povestea sfântă ce corindele au cântat, procufând rămâne aici, să ne duce bucurii lăudat în vreau să fie. Bravo! Nu te pot pe moșul. Foarte frumos! Ia uite aici, de la moșul, să crești mare, să fii frumoasă și să ai noroc în viață. Ei, ia uite, dar numai prințese aici. Ia, moșul, așa, ia să ne spui și nouă și pe de acolo, ca să ne vezi la televizor. Cum te cheamă? Mă cheamă Grigioară Ana Maria. Ana Maria, știți? 10 ani. Mulți înainte îți urează moșul, mulți înainte. Mulțumesc. Și ne spui și nouă ceva în gâs, ceva nerecis, ceva? O poezie. Te rugăm, te ascultăm cu mare plăcere. Prin amestecul foarte seară, a plecat către oraș, Moș Crăciun cu iepuraș și mama la sănioar. Drumurile stroienite, noaptea vine, gerul crește, iepurașul se grăbește. Uite o casă colombale, cu ferestre luminate, moșul s-a oprit din cale cu toiagul foarte bat.
bună seara, bună seara, ia că vin cu sănioara și cu dai proaspete, bucuroși de oaspete, bucuroși, bucuroși, ție glasul de copii, moșule, de unde vii, ia că vin din mostră moș, încărcat cu jucării, noapte rece și albastră, trec copiii la fereastră, ca să vadă cum coboară prin nămețul uriaș, moș bătrân cu nepuraș, în hămala sănioară. Bravo, bravo, foarte frumos, bravo, bravo, bravo. Hai, te rog, pete-te la mușor, te rog frumos, să crești mare, să fii frumoasă și sănătoasă. La revedere! Oh, hai, ia, aici sunt la moșă, opa, așa! Da. Cum te cheamă pe tine? Maria? Și cum te-a mișoretul, Maria? Doi ani și jumătate spre trei ani. Bravo! Și vrei să-i spui ceva moșului? O poezie mică de tot sau fi cât ceva? Ce? Deci ce faci? Să zică moșul o poezie? Ce mă spune o poezie? Spune pe cea cu cățelușul. Ca să-ți dea moșul cadou. Păi ți se face cadou! Dacă merită, spune și poezia. Deci nu vrei să ne spui. Hai, uite. Moșul îți urează să crești mare, să fii sănătoasă. Spune-i moșului măcar mulțumesc. Păi vino să-ți dau cadou. Unde fugi? Să mă duc eu, da. Da, gata. Uite, o să-l ia mami. Dar de ce te teme așa de tare de moș? Acela e pentru tine. Salut, voinicule! Salut, da! Spre camera de la vedere. Ia, spune-ne și nouă, cum te cheamă? Mă numesc Adrian. O, și câți anișori ai? 10 ani. 10 ani? Dar ești ta mai voinică. Și vrei să-i cânti ceva moșului, să-i reciți? O poezie! Te ascultă, moș! Noaptea, ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară, ca o zare argintie, se îmbracă mândra țară. Soarele rotund și palii, se glede de printre nori, ca un vis de frumulețe, printre ani înțelătoși. Bravo, 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 bravo! Pentru frezia asta, uite, moșul, uite, îți dă cadou ăsta și te aștept și la acum. Să fii sănătos, să crești mare și voinic. Pe cine mai așteaptă moșul? Uite-o, a prinsesă, salopere, salopere, frumoasă, ai tu, ia, uite acolo la cameră. Ești băiețel? Păi asta, pe limba, să te-am să spun că ești băiețel, dar am vrut să glumesc, că-ți dai seama. Ia spune-ne și nouă, cum te cheamă? Nicu și câți ani? 8 ani jumate, bravo, păi sigur că ne-ai băiețel, dar ai cizmulițe albastre. Bun, fetele au roz, nu? Da, moșul, seama, imediat. Ce zici, moșul? Ia, bagă o plouă, aho, aho, copii și... Da, tare, știi? Eu dau din... Eu sunt cu buhar, da? Și pleznesc din bici. Da, zi. Aho, aho, copii și da, stați puțin și nu... Nați, și dușmanul nu sporește. Da, nu? Stați puțin și nu mânați și pe Dumnezeu ne ascultați. S-a sculat mai am, mă ghi pe atraial și-am călicat pe un cal, cum învăța cu numele de grau, nu și-am mort, și-au de aur, cu cufrâul de mutație, cât pița de groase. Ia mă las, măi, băi! Bravo și sunați-mi surgerei! Ne-a zis plugușorul! Ia să-i dea mușești pentru plugușor! Să crești mare, să fii sănătos și să ai noroc în viață. Să ne revedem la anul. Da, la revedere! Nu mai avem copii. Ce? La rând, mamele! Am terminat copii! Mai avem pachete! Da, copilul are dreptate! Are dreptate!
Mame rușinoase! E, când au scris scrisoare la barză să mă ducă pe voi, n-au fost așa de rușinoase. E, dragi copii, eu mi-au rămas de la voi. Moșule, până ți-ai rămas bun, cheamă-i toți copiii alături de tine să facă o poză acolo lângă barză. Bună idee! Haideți, copii! Poate vin și mămicii. Ia! Ia! Măi, copii! Facem așa. Uite, o poză cu mine, da? Și o poză cu domnul primar. Da? Hai, hai de vedere, dragi copii. La revedere. Sărut mâinile tuturor mamelor. Salutări și taților. Să mulțumim și domnului primar că ne-a găzduit astăzi aici, a avut amabilitatea și la anul poate ne reîntâlnim. Doamnelor și domnilor, îmi au rămas bun, vă doresc la mulți ani, multă sănătate și multe, multe bucurii. La mulți ani! Doamne ajută sănătate, mulțule, sănătate, mai venit, să aveți copii cu mine. La mulți ani, la revedere! La revedere! La revedere! La revedere!